Campioana Olimpiadei de tineret a vizitat reședința de stat a țării. Igor Dodon a felicitat-o pe Tatiana Salcuțan cu ocazia cuceririi medaliei de aur olimpice. Președintele Moldovei Igor Dodon a felicitat-o pe sportiva moldoveancă pentru evoluția cu succes pe arena internațională. Șeful statului i-a înmânat o diplomă de onoare campioanei la Olimpiada de tineret de la Buenos Aires, Tatiana Salcuțan. Când am aflat că tineretul nostru talentat, sportivii noștri au cucerit medalii, noi ne-am bucurat mult, s-a bucurat întreaga țară. Sportivii fac mai mult pentru imaginea țării decât unii ambasadori toată viața. Vă doresc succes, din partea noastră o să aveți susținere. Vom fi întotdeauna alături și antrenorul și președintele federației să știe. De ce aveți nevoie, trebuie să ne spuneți, ne vom strădui să vă ajutăm. La Olimpiada de tineret, Tatiana Salcuțan a cucerit medalia de aur la not pe distanța de 200 de metri spate. Președintele m-a felicitat primul pe o rețea de socializare. Mi-a plăcut. Nu ne vom opri la aceasta, vom merge mai departe. Este foarte important când prima persoană în stat felicită un sportiv și accentuează că succesele sportivilor sunt importante pentru țară, pentru imaginea ei, imnul, medalii. Când președintele țării ne primește la un asemenea nivel, suntem foarte bucuroși. Выдающиеся места, это, конечно, престижно. Это очень приятно, когда высшее руководство страны. Este plăcut când conducerea supremă a țării ne întâmpină la un asemenea nivel. Este de nedescris, ca și atunci când cucerești medalia. O întâlnire scurtă, dar te insuflă la succese și mai mari. Mulțumim pentru o asemenea întâlnire. La Jocurile Olimpice de tineret de la Buenos Aires, Moldova a ocupat locul 38 în clasamentul pe echipe. Țara noastră a depășit asemenea țări ca Turcia, Spania, Belarus, Austria, Canada și Olanda. Pe primul loc se află Rusia cu 59 de medalii la activ. La Jocurile din Argentina au cucerit medalii 93 de țări. În total, la turneu au concurat circa 4.000 de sportivi din 206 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 17 sportivi care au concurat la 10 discipline. În not, lupte, judo, badminton, atletism, canoe, pentatlon, tenis de masă, tir și tir cu arcul.